Acesta este porumbelul din fața noastră, care la ediția 2019, prima ediție a Columbodromului Internațional Autostrada Soarelui din orașul Fătești, județul Ialomița, a avut de asemenea un parcurs excelent. El are seria 510-846 din 2019, aparține fraților Chinanu din Dărmănești, Dâmbovița, doi crescători tineri cu porumbei de calitate, foarte ambițioși și serioși. Porumbelul a avut cel mai probabil mascul, după cum se poate vedea, are un ochi alb foarte frumos și expresiv. A avut de asemenea un traseu bun, a plecat mai greu din pole position, adică locul 250 la concursul numărul 1, 344 la a doua, după aia a crescut 84 la cospod numărul 3, 31 semifinală și locul 8 în marea finală. Un parcurs frumos, ca și origine pe partea tatălui. Sunt porumbei de la celebrii campioni și olimpici români, tandemul Stănescu plus Dobre. Bunicul din partea tatălui este un nepot din Blixem. Iar bunica din partea tatălui, femela AS 054, adică femela care a obținut locul 1 AS Fond Provincial în 2015, locul 17 la Uman din 580 de kilometri, 32 la Zmila din 670, 43 de asemenea la Zmila, 76 la Uman și din nou Zmila. Deci o zburătoare de mare calibru. Pe partea mamei, de asemenea, doi porumbei din celebra crescătorie Stănescu plus Dobre. Bunicul din partea mamei este un porumbel original Leo Hermans, un albastru. De asemenea, un zburător bun în crescătoria lui Hermans, locul 1 AS pe club în 2004. Locul 2 AS cu Ave Maria, locul 2 Durdan, 3 Noion, 3 Melun și în aceeași măsură un reproducător la fel de bun. Bunica din partea mamei este numai puțin o femelă celebră, adică semisoră din Olimpica 300, celebra porumbiță 300. Olimpica Stănescu, a lui Stănescu și Dobre, este de asemenea mama porumbelului 380-190 din 2016, care a obținut locul 1 național la Demi Fond Pui, locul 1 național viteză Palmares Tineret în 2017, locul 1 național Demi Fond Palmares Tineret în 2017 și 4 național viteză Pui 2016. În spate, ce să mai spunem? Se mai află și porumbei de Rudy Deals, o sușă care în crescătoria Stănescu și Dobre a făcut furori, iar pe partea tatălui, la capitolul străbunici, întâlnim un nepot din Blixem, o nepoată vin din Vitembuic, de asemenea porumbei original de Gabi Van den Abel. Porumbelul din fața noastră este un exemplar superb, care arată foarte bine la mână. După cum se poate vedea, el deocamdată se află într-o fază de năpârlire și penajul este puțin mai sărăcăcios, dar vă asigurăm că din punct de vedere fizic arată excelent și de asemenea îl recomandăm tuturor celor care vor să-și procure păsări adevărate de columbodrom.